Am să mai fac încă un filmuleț despre lucruri relativ triviale, dar nu tocmai intuitive. Și anume despre cum se poate asculta muzică pe Ubuntu. Ia să vedem, am o melodie implicit introdusă aici. Mă rog, aplicația se numește Rhythm Box. O să deschid direct. Mă rog, asta e o melodie care e implicit instalată în Ubuntu. Care e toată ideea cu Rhythm Box? De ce vreau să fac un filmuleț despre el? Păi, în primul rând, în mod normal, aplicațiile de muzică atunci când se închid, când dai click pe X, ele dispar și nu mai cântă, dar nu și Rhythm Box. El se minimizează aici, în dreapta sus. Deci dacă dau play și închid, o să cânte în continuare. Aici am un meniu cu diverse informații despre Rhythm Box și alte aplicații de muzică pe Ubuntu fac aceeași chestie. Adică apar în dreapta sus un meniu pentru sunet. Alt lucru foarte interesant la Rhythm Box este faptul că are un magazin integrat. Ia să vedem home. Aici pot să cumpăr diverse melodii. Ia să vedem AC/DC. Pot să le previzualizez, mă rog, sau să le ascult. Download și mă rog, pot să continui să cumpăr melodia sau album. Acum, eu când am trecut pe Ubuntu, nu am folosit aplicațiile implicite de pe Ubuntu pentru muzică, ci am folosit Audacious. Audacious seamănă foarte mult cu Winamp și de-aia mi se pare mult mai ușor de folosit. Mă rog, acum nu mai folosesc nicio aplicație de muzică pentru Ubuntu, ci în general ascult de pe internet direct. Ok, pa, pa.